Hei, dragi prieteni, bine ați venit din nou la mine acasă, la canalul meu, canalul nostru, canalul tău. Vreau să, ca de obicei, vreau să vă mulțumesc tuturor că v-ați abonat la canalul nostru. Continuați să vă abonați dacă doriți. Dorim ca să facem lucruri care să vă placă. În ultimul video am vorbit că voi face un video, să spun așa, despre filmele porno. Multe persoane spun, wow, filmele porno și sunt foarte probleme mari, sunt foarte mari probleme. De ce spun lucrul acesta? Tu care te uiți la mine, indiferent că ești copil, că ai 90 ani, că ai 15-20, că ai 30, 40, 50, 60 de ani, ce părere ai? Este bine să vizionezi filme pornografice sau nu? Dacă răspunsul tău este da, ai putea să-l argumentezi, ai putea să lași în descriere jos, în descriere, ai putea să lași anumite detalii, de ce, în comentariu, de ce este benefic. Eu voi spune acum că nu este benefic, nu este bine ca filmele porno sau la filme porno să ne uităm. Nu sunt benefice pentru noi, dar sunt benefice pentru cei care le produc. Benefice, mă înțelege ce vreau să zic, nu? Adică cu multe zerouri la urmă, foarte multe zerouri. Undeva aici pe ecran va apărea o listă în care persoanele, câte persoane se uită și câți bani câștigă cei din industria pornografică. De ce vreau să aleg acest subiect? Pentru că multe persoane, multe, multe persoane sunt prinse în acest viciu. Și ce se întâmplă? Păi, atâta femeile cât și bărbații nu mai văd pe bărbați, de exemplu femeile, nu vorbim despre femeile acum. Femeile nu mai văd pe bărbați ca și ceva care să-i atragă, să le iubească, ci doar obiecte sexuale. Adică, păi mă culc cu un bărbat pentru a satisface plăcerea și plăcerea de moment. Dar nu se gândește nici la iubire, nimică. Într-o căsnicie, când unul dintre parteneri, fie soțul, fie soția, se uită la asemenea lucruri, vor să pună în practică toate lucrurile ceva de acolo. Și dacă este soțul și ce soției, nu. Soția poate spune că nu. Și ce se va întâmpla? Păi certuri, infidelități, soțul va căuta lucruri în altă parte. De ce? Pentru că dragii mei și dragi prieteni și oameni buni, nu sunt reale lucrurile ce se văd acolo. Adică toate lucrurile, cei care, de exemplu, bărbații sunt într-adevăr cei mai reali, cei care săracii ajung la asemenea orgasm, să spunem. Dar femeile nu. Femeile fac așa lucrurile încât să creadă că este plăcere. Da? Și femeile nu ajung tot timpul. Atunci, de ce nu este bine? Pentru că se destreamă familii. 1. 2. Nu mai vezi pe o femeie sau pe un bărbat ca și ceva care să te îndrăgostești, ci doar a satisface plăcerea de moment, care este pe moment. Și pe urmă, odată ce te-a prins în vraja acestor filme, acestor materiale, să știți că nu vezi scăpa ușor. Nu vezi scăpa ușor și vezi avea nevoie de medici, de psihologi, veți avea nevoie să scăpați de ele. Veți avea mare nevoie să scăpați de ele. Pentru că veți ajunge să vizionați poate ați început de la un video pe zi. Ați ajuns poate acum la 100 de filme pe zi să vizionați. Filme pornografice. Atunci, niciodată când a început, nu ai spus, știi, eu niciodată nu o să ajung la cantități așa să vizionez. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Cu timpul s-au întâmplat lucrurile. Vorbeam înainte că femeile văd pe bărbați ca și doar niște obiecte. Dar și bărbații văd la rândul lor pe femei ca niște obiecte. Nu s-au mai pot îndrăgosti de ele, nu mai au încredere în ele, toate femeile fac la fel. Da, toate femeile spun, toate femeile sunt la fel, adică pentru satisfacția plăcerilor de moment. Multe persoane nu se căsătoresc spunând, dacă sunt atâtea de multe femei, păi de ce să nu mă satisfac, vorbesc de bărbați, nu, de moment. Dar unde duce? Duce la momente în care poate o persoană, o femeie, nu face exact ceea ce s-a văzut în video, în film. Ce se întâmplă cu partenerul, bărbatul? Păi poate să o lase imediat sau s-a folosit de ea și la revedere. Atunci, nu sunt benefice aceste lucruri. Pe urmă, am vorbit despre soț sau bărbat și femeie, nu? Dar copilul, copilul le place foarte mult să se uite la fel, și foarte, foarte atent. În urmă cu ceva timp am citit o știre pe internet care vorbea despre un lucru foarte îngrozitor. În Spania s-a întâmplat ceva. Copiii s-au uitat, frate și soră s-au uitat la filme pornografice și au pus în practică. Ce s-a întâmplat? Păi copilul,
Băiatul de 13 ani jumate și fata de 10 ani jumate au avut relații sexuale în care ea a rămas gravidă și a născut acest an, în începutul februarie, a născut un copil, un băiețel. Când au fost întrebați de ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat, păi a fost răspunsul. Păi am uitat la filme pornografice, n-am uitat și acolo am văzut asemenea lucruri. Atunci, nu cred că merită să îți pui sănătatea în pericol doar pentru a-ți satisface niște dorințe de moment, care pe viitor n-o să poți scăpa de ușor. Cum am spus, vei ajunge dependent, cum de droguri, ajungi dependent dacă concep să consumi, foarte greu te las, cum de țigări, ajungi dependent, foarte greu să lasă lumea, nu sunt benefice niciun anticorpului. Pe la fel și filmele. Cine are foarte mult beneficiu după urma în care tu te uiți la ele? Cine au beneficii? Industria, cei care le produc, au milioane și milioane de euro venituri anuale. Milioane și milioane de euro venituri. Dacă voi ați văzut o listă aici, undeva, cred că în dreapta, da, aici, în partea stângă a ecranului, ce anume ați văzut acolo, nu? Dacă vă dați înapoi video, puteți să vedeți ce cifră mare este și câte populații, câte persoane se uită la filme pornografice. În acest moment, multe persoane, foarte multe, deci în câteva minute ce am vorbit cu voi, ce am făcut acest video, foarte multe au accesat site-urile pornografice. Dragi prieteni, nu spun să nu vă uitați, ci vă pot spune că puteți ajunge într-o stare de sănătate psihică foarte rea. Foarte rea, în care nu veți putea ieși ușor. Multe persoane s-au dorit să moară, s-au dorit să se sinucidă, infernal, când ajungi la asemenea lucruri. În următorul video ce voi face, nu uitați, să urmăriți. Voi vorbi dacă multe persoane spun, este foarte bine ceea ce faci, este benefic, masturbarea. Dacă este benefică corpului nostru sau nu. Așa că urmăriți-ne în continuare. Până pe data viitoare, nu uita să te abonezi aici undeva, jos, la fel apare să te abonezi, undeva în partea dreaptă a ecranului tău, este acolo, abonează-te, fă, pentru că merită să ne vezi. Nu, ne place de tine că te uiți. Suntem puțini, nu suntem foarte mulți, dar merită. Și cu ajutorul tău putem crește. Ce trebuie să faci? Dacă ți-a plăcut, pune video în pagina ta de Facebook, în Instagram. Și dacă nu ți-a plăcut, tot la fel, poate că sunt anumite persoane care îți place. Atunci, nu uita, până la următorul episod, săptămâna aceasta.